mă spectatori, suntem la emisiunea Panoramic și facem o analiză a săptămânii trecute și viitoare. Încercăm să vedem care sunt cele mai relevante informații pentru dumneavoastră, mai ales că de multe ori una ni se întâmplă și alta ni se spune. Cu siguranță, scandalul numărul 1 al săptămânii, și bănuiesc că nu se va opri aici, este situația, evenimentul în care a fost implicat cu o săptămână în urmă ministrul de interne Gabriel Oprea. Acum vreau să vă spun un lucru. Interesul național supranumit, Gabriel Oprea a fost răsfățat și de televiziuni, și de opoziție, și de chiar de oameni politici plasați așa și de analiști media, îi se cânta în strună pentru că era curtat de opoziție, ca posibil să răstoarne guvernarea. Cum acest lucru nu s-a întâmplat la ultima moțiune de cenzură, era clar că va urma și replica din partea opoziției, Partidul Național Liberal fiind din ce în ce mai având un comportament din ce în ce mai ciudat pentru un partid de opoziție, mai ales, iată, liderii lui au fost la Pașcani zilele trecute și au fost luați cu ho. Dacă am putea să ne gândim, bă, puterea și amasat oamenii și automat, totuși era o, adunare a, era o adunare a liberalilor de lansarea unui candidat, și n-a prea fost, deci din ce am văzut eu, n-au fost deloc încântați liderii de la centru să fie huituiți de oameni și nu erau puțini cei care huiduia, oameni de pe stradă, nu păreau să fie un meeting organizat. Dar, mă întorcând numai la cazul Oprea, cred că se face, se face prea mult zgomot pentru... Nu ne-a spune nimic. Este un eveniment nefericit și cu toate consecințele de rigoare, cu toate problemele care le ridică acest lucru, dar cred că începem să ne uh, suntem ca olteanu când ai ceva de făcut, desface hainele le pune pe ceva și stă să le păzească să nu îi le fure cineva e, cred că asta facem și noi acum mi se ar părea mai relevante alte cazuri, dar acest caz se folosește pentru părerea mea că e o răzbunare la adresa lui Gabriel Oprea a opoziției sau poate chiar și a puterii pentru că Oprea devenise, la un moment dat, era stânjenitor și pentru putere și pentru opoziție. Pe partea cealaltă, haide, domnule, să spunem clar, ce, se, ce dacă Oprea e vinovată, adică nu avea dreptul să folosească o coloană oficială când a apărut accidentul, Oprea să plătească, cu funcția, cu un dosar penal, ceva de acest gen. Dar, din câte începem să aflăm încet, încet, Problema nu era la Oprea, ci la uh, serviciul rutier, Poliția Rutieră, acolo unde uh, băiatul, care din nefericire a murit, uh, era în judecată cu conducerea acesteia. Iar acolo, deci, comandanții de la rutier au decis și coloana oficială și dacă Oprea, deci toate aceste, uh, aceste lucruri. Și având în vedere că Poliția rutieră are tot mai multe probleme în ultima perioadă. Să nu uităm că un șef al poliției rutiere la nivel național a fost arestat pentru mită. Să nu uităm că alții au probleme. Nu uităm, luați cazurile de la Gorj. Bine, nu se mai spune nimic de ele, dar avem polițiști acuzați de luare de mită. E, că nu se mai fac ceva, pe la un moment dat vor ajunge și dosarele acestea. Deci ce vreau să vă spun? În aceste condiții, al acuzat pe ministrul de interne, e adevărat că sunt subordinea lui. E cu totul altceva. Și acum mai e o problemă. Am tot auzit zilele acestea și ați putut vedea și dumneavoastră, domne, că de fapt, că nu putea să, la minus sub 10 grade, n-are voie să urce pe motocicletă, n-are voie să meargă pe ploaie. Hai, da, de, deci ați trecut prin București. Polițiștii circulă într-o veselie cu motocicletele, pentru că nu se descurcă. Sunt străzile atât de aglomerate încât nu prea de te descurci cu mașina. În noaptea respectivă au fost peste 10 grade, și la București, și la Târgu Jiu. Apoi altă chestie. Cu cei vinovat, și acum vorbesc din punctul de vedere strict legal, nu mă refer ca din punctul de vedere uh, uman până la urmă sau responsabilitate politică cu cei vinovat o prea că i s-a dat carnetul băiatului respectiv în anumite condiții. N-a putut să stăpânească motocicleta. Că dacă acceptăm că groapa respectivă a fost bine semnalizată, avem o problemă la cel care dă în groapă. Credeți că dacă dădea un motociclist din altă în groapa respectivă se mai făcea atâta vâlvă? Eu nu cred. Încercăm să dăm prea mare importanță acestor funcționari publici până la urmă. Deci e regretabil evenimentul, e, trebuie anchetată situația, ce s-a întâmplat, să vedem dacă o prea avea nevoie, nu că avea nevoie, dacă avea dreptul la coloană oficială, să vedem dacă lucrarea a fost semnalizată, dar speculația politică cred că nu și-a avea rostul aici. Asta nu, nu, pot să... Deci încerc să vă spun că nu pot să fiu acuzat de faptul că aș avea un partid pentru Gabriel Oprea, pe care mi se pare un politician destul de umflat cu țeava și, în general, cum îi spun protestatarii, făcut la apelul de seară, ca să nu mai zicem altceva. Interesul național se menține însă la putere de prea mulți ani, părerea mea. Dar asta nu ne scutește să încercăm să facem alte lucruri pe lângă, pe lângă lege. Suntem, dacă la nivel național, clar, acesta e scandalul numărul 1, a mai apărut unul și cred că se va, vor fi puse paie pe foc chiar în această, în această, seară o să vedem. De ce? Știți că la sfârșitul săptămânii Victor Ponta, premierul, s-a întâlnit la, în Serbia sau în, în sudul Dunării oricum cu premierul Serbiei și cu cel al Bulgariei. Și au zis, bă frate, dacă ăștia în vest blochează granițele, le închid ca să nu intre refugiații, facem și noi la fel. Cum să ne descurcăm fără? Zis și făcut. A fost o declarație publică a celor trei premieri. Duminică, președintele între timp s-au umflat mușchii pe domnia sa și-a dat-o că n-avea ponta mandat, că trebuia să-i ceară mandat și că nu știu ce. Ba, din contră, duminică după masă se pare că există un tratat, ceva semnat, în care acceptăm mult mai mulți refugiați decât cei șase mii de care se vorbea până acum. Las la o parte că președintele a ratat pentru prima dată, sau poate pentru prima dată a ratat cu adevărat, ideea de a tăcea din gură, pentru că vreau să vă spun, aducerea de refugiați nu e prea populară în România. Deci eu cred că aici premierul a, a câștigat clar puncte dacă ne vrem din perspectivă electorală. Pe de altă parte, asta cu, știi, eu sunt șeful statului, eu trebuie să-ți dau mandat, mi se pare cel puțin forțată la nivelul Constituției din România. A, umblăm la Constituție și stabilim clar atribuțiile, ei de interpretare. Avem Ministerul de Externe și premierul poate face politică externă. De ce vă spuneam asta? Că s-ar putea să vedem zilele acestea un alt scandal. În cursul serii de astăzi se a anunțat că premierul Ponta pleacă în perioada deci 27-29, deci astă seară pleacă practic spre Mexic la un să zicem așa, un seminar în capitala Mexicului la care participă mai mulți conducători din zona. Se întâlnește cu președintele Nieto la, în Mexic și cu alte se vorbește de salvarea resurselor naturale, transparență bugetară, servicii publice în orice caz. Toate teme importante. S-ar putea să ne trezim cu președintele să spună: "Da, eu nu am dat, mandat să plece în Mexic." Deci, din câte știu eu și asta, încă de pe vremea Tăricianu-Băsescu, că noi totdeauna avem, așa, dualitățile astea nu prea merg între, de la Iliescu-Năstase, care n-a prea mers bine nici acel parteneriat, avem totdeauna confruntare Tăricianu-Băsescu, Băsescu-Ponta și acum Ponta-Iohannis. Dar asta e altă treabă. Ce vreau, ce vreau să vă spun? O să spună, da, nu trebuie să duc acolo. Deci, părerea mea că e cam forțată această, această situație. A, că sunt probleme juridice pe care le are premierul? Asta este, se vor rezolva într-un fel, într fel sau altul în perioada următoare, pentru că cred că... Cred că și aproape sigur vom avea mari surprize în perioada următoare. Aceste dosare se vor accentua care au ajuns în justiție, inclusiv cel cu turceni rovinari însă stau și mă uit și eu, încă o dată spun. Tot aflăm că să tot fac autodenunțuri, că banii au fost sifonați din contractele acelea în care și Elena Udrea și toți ceilalți, Coco și ceilalți au, au căzut, dar au ajuns la anumite partide, la anumiți lideri. Nu li se întâmplă absolut nimic. Mi se pare cel puțin ciudat să se fie abandonat lupta anticorupție așa când trebuia să fie mai în ca niciodată. Până la urmă, cum spuneam și data trecută, vorbim tot de Elena Udrea, Redivivus și mâine probabil se va ridica imunitatea și va ajunge din nou la, la închisoare. Bun, Elena Udrea ne-am sătă oricum, din dosarele care le are nu va scăpa fără închisoare, părerea mea. Așa că un dosar în plus sau în minus nu mai contează. Contează să se recupereze banii și să cadă și ceilalți, că banii ăștia s-au dus într-o parte. Dacă nu sunt toți la Elena Udrea, unde sunt? Dar e o întrebare retorică privind politica externă, că am plecat din țară și, ne, -am și ne, îndreptăm spre, să vedem ce se întâmplă în Europa, să știți că pe net și circulă o teorie extrem de interesantă. Teoria spune așa, că nu-i deloc întâmplător scandalul Volkswagen, nu-i deloc întâmplător Germania și-a la pumni în ultimul timp, gen organizarea turneului final din 2006 și toate celelalte, pentru că la nivel european este tot mai previzibilă o alianță cel puțin la nivel economic între Rusia și Germania. O apropiere între cele două țări și de fapt a Uniunii Europene care după ce a impus sancțiuni încet încet începe să le retragă, e încurcă rău de tot pe americani. Practic acum e o concurență între cele două americani pe o parte și europenii, pe de alta, de a intra în grațiile lui Vladimir Putin. Americanii au ales calea militară și le-au permis rușilor să meargă să intervină în, în zona asiatică, e vorba de Siria. Pe partea cealaltă, europenii încep să-și retragă sancțiunile pentru că sancțiunile nu au, au afectat Rusia, dar cu siguranță au afectat mai mult Uniunea Europeană. Eu știu, s-ar putea să fie ceva adevărat în toată această teorie. De ce vă spun acest lucru? Problemele germanilor nu le cunoșteam noi marele public, dar în lumea aceea a decidenților se știau problemele cu uzina din German, cu uzinele germane de mai mult timp și se pare că n-am ajuns încă la mai sunt și alte surprize. Pe partea cealaltă Cazurile acelea în care Germania a găzduit de mai multe ori campionate european sau mondial în ultimile decenii, cum a făcut-o și Franța, s-ar putea să bată puțin la ochi. Nu e deloc întâmplătoare anum, această, această situație. Deci, rămâne să vedem acest război, numai că dacă, să spunem, se confirmă apropierea dintre Germania, Rusia, deci s-ar putea să românii să aibă o mare problemă de politică externă. Practic rămânem cu, doar cu parteneriatul american, pentru că în Uniunea Europeană, chit că avem președinte de origine germană, s-ar putea să nu mai contăm de rușa, Și așa n-am prea contat noi în ultimii ani și am acceptat orice, și asta încă de pe vremea guvernării înăstase. Dar tare mi-e frică că s-ar putea să aibă... Dreptate premierul când spune că președintele României, Claus Iohannis, merge degeaba la reuniunile Uniunii Europene, dar nu din motivul că ar fi o prestație slabă a președintelui, ci lucrurile se fac în alte părți, deciziile se ia în alte părți, iar președintele este pus în fața unui fapt împlinit. O să aflăm probabil în perioada ce va urma dacă așa se întâmplă. Dar, vor, apropo de că cele mai mari laude la adresa lui Băsescu le-am auzit în ultima perioadă, chiar de la premierul Victor Ponta, s-ar putea ca europenii, mă refer în cancelarile vestice, s-ai fost obișnuit mai mult cu stilul lui Băsescu, așa, când îl dai afară pe ușă, intră pe fereastră, nu-ți nu -ți răspunde la salut, dar dai tu mâna și chestii de genul ăsta care le-a făcut de-a lungul anilor Traian Băsescu. Obișnuiți cu stilul ăla, s-ar putea ca pe Claus Iohannis, care este dintr-o altă cultură, dintr-o altă civilizație, să nu prea prind, adică, bă, e și unul, e, da, toată stima pentru domnia sa, dar nu bagă nimeni în seamă. E posibil și asta. Pe de altă parte, să știți că un scandal când apare între doi lideri politici, gen acum Claus Iohannis Victor Ponta, totdeauna va afecta și cealaltă parte. Chiar dacă, să zicem, președintele este mai puțin șifonat, cu siguranță este și el afectat pe plan, pe plan extern. Pe partea cealaltă, este într-o poziție ciudată președintele și din alt motiv. Ia gândiți-vă! Bun, să zicem că într-o perioadă scurtă de timp, analistul, ziaristul Radu Tudor apreciază că s-ar putea acum cu 16 noiembrie, când se împlinește un an de la alegeri, să, se, să fie o forțare pe dărâmarea guvernului și a lui Victor Ponta. Este foarte greu la un guvern performant să vii cu un guvern măcar la fel de performant și care și-a și luat unele angajamente. Bun, să zicem că vom avea un nou guvern în următoarele săptămâni. Deci, va trebui să dea mărirea la profesori. Altfel, PNL-ul cu un guvern al său riscă să, să piardă sectorul bugetar. Deci, învățământul influențează, poate influența undeva la un milion de voturi, asta înseamnă o înfrângere catastrofală pentru acest partid. Va trebui să dea mările la profesori. Va trebui să dea în continuare mările în sănătate. Va trebui să facă acele reduceri, toate acele decizii. E, Acum e problema dacă ai cu ce, dacă ai o echipă sudată și dacă s-au rezolvat problemele în interiorul PNL-ului, din câte se pare, nu prea. E, în această situație, pentru PNL, cea mai bună soluție, părerea mea, și așa au gândit o strategie din acest partid, este să nu vină la guvernare decât la momentul alegerilor. Orice venire mai devreme, chiar dacă, să zicem, te privează de anumite resurse bugetare care ar ajunge la primăriile tale, s-ar putea să coste electoral foarte, foarte mult partidul. De ce vă spun asta? A fost ieri scandal cu parlamentarii PSD-ului, Liviu Dragnea, liderul PSD, le-a explicat, bă, nu mai faceți, nu mai băgați să aprobați legea pensiilor speciale, pentru că ne costă electoral. Deci dacă noi o aprobăm și cei care votează în special sunt PSD-ul, automat e carne de tun fantastică pentru opoziție, în cele două rânduri de alegeri care vor urma. Are dreptate, Dragnea, pentru că așa suntem noi mai populiști. Adică, cum să vă spun, uh, am făcut scandal puțin și uh, bine, și l-a costat. Deci, Claus Iohannis a coborât în uh, sondaje, și datorită faptului că i s-a mărit salariul. Deși, deși, încă o dată vă spun. Era normal să fie așa și dacă ar fi, deci statul să știți că nu aici se duc banii. Ați văzut, banii s-au cheltuit la NRP, la despăgubire, acolo o să, ce ia omul oficial, chiar dacă dai un salariu mai mare, este la vedere. Îl poți urmări cu declații de avere cu alte lucruri. Problema e că banii nu ăștia se ascund, sunt ceilalți. Ăștia se și cheltuia iurea și din afaceri și în ăsta. Mai bine am înăsprit controlele și am dat salarii mai mari. Părerea mea că am evitat multe multe surprize. Dar aș vrea să vă spun apropo de, de acest lucru că lucrurile sunt destul de, de, încurcate, nu înțelegem lucrul acesta, facem, facem în așa fel încât să părem, vezi, doamne, că parlamentarii nu fac nimic, că îi las nu fac nimic, că de ce și-au mărit salariile. Omul, în loc să fie așa e românul în general și vreau să vă l-am văzut în alegeri. Deci problema asta, deci el murea de foame, dar a votat că, că se întoarce comunismul sau diverse alte chestii împotriva comunismului. Deci așa e la, la, noi românul. Deci nu contează că poate să-i crească și lui să nu crească la ăla. Sau mai bine să nu crească nici lui, nici eluia, mă refer la un lider politic sau ăsta, deși poate fi în răspunderea mare am evita alte și alte surprize. De paradoxul românești aș, aș putea spune, apropo de panoramicul din, din această seară. Bineînțeles, pentru ultimile două minute ale emisiunii mi-am propus să abordăm și actualitatea gorjeană. Am avut la sfârșitul săptămânii o sărbătoare Brâncuș, de fapt și astăzi a fost o sărbătoare Brâncuș, s-au împlinit 7 șapte de ani de la Inaugurarea ansamblului Brâncușian Aș vrea să vă spun uh, uh, Că se întâmplă și alte lucruri Foarte interesante la Târgu Jiu Pe plan cultural Cu siguranță începem să punctăm și noi Nu atât de mult cum ar fi Vreau să vă spun că încep să fie uh, Apropo De manifestările culturale Eu m-am săturat să vină 10 nume sau 5 nume De oameni foarte în vârstă Care nu prea mai creează <coughs> nu mai pot, îi aducem, îi plimbăm ca pe Sfintele Moaște pe la nu știu ce obiective și am făcut simpozionul nu știu care, adunarea nu știu care, revista nu știu care. Cred că ar trebui să facem altfel activitățile culturale. Cum și la fel autoritățile poate încearcă să implice și altfel populația în activități, adică știți, facem ceremonial de fiecare, deci odată pe săptămână avem câte un ceremonial de nu știu ce aniversare, dar nu participă decât unitatea ăștia a soldații, câțiva gură cască și autoritățile. Nu știu dacă au o relevanță. Părerea mea, da? Acum ne îndătăm spre, cum spuneam, pe finalul emisiunii. Însă aș vrea un ultim lucru să, să mai spun. După ce cei de la Nexus sau cum se numeau, N-au mai făcut investiția la Târgu Jiu, se pare că sunt alte firme interesate să facă investiții în orașul de pe Jiu. Bine ar fi să fie așa, să nu fie tot o, o declarație de asta mai aproape de campania electorală, să vedem locuri de muncă și altceva decât din mineritul gorjan. Mulțumim pentru atenție, ne întâlnim și săptămâna viitoare la emisiunea Panoramic NSA TV, marțea la ora 19.30. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!